Hai norou, băieți, și bine am găsit la un nou video. Poate mulți nu știți care e chestia cu eventul de Halloween. Bine, eu nu știu cum să joacă ălea încă, ca să pice de aur. Dar vedem pe parcurs. Deci, pe scurt, avem la rafinare. Deci, un event, țetă de măță. Deci, facem chestii din item shop pe joc. Nu mai jucăm. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 cufere, deci fapt 17, că ăsta e secretul Iunorii care ne oferă pentru 30 de minute 20% bonus experiență, 5 drop obiecte și 10 mobi care să face dintr-o placă de Iunorii. Bun. Iar cealaltă să fac, cealaltă cufere să fac cu fragmente misterioase și ornamentele care le găsiți în magazin aici. Îl pot deschide, mai nu. Bun. Deci, fragmentele astea misterioase se fac din trofee, că odată ce strângem 28 de crenji, ne dă un trofeu de aur sau de argint sau de bronz. Cred că de bronz nu este trofeu, dar direct mănânc eu. Deci, trofeu de Iudnori îți dă cufăr de aur Iudnori și un fragment misterios. Șansă de 100%, iar la argint nu e șansă de 100% să dea fragment și nu m-a cufărul. Bun. Astea cam toți le-ați văzut pe joc. Ornamentele de aici cu 30 de capa bucata fiecare. Atâta, așa. Bun, cam atât aici. Pe forum avem, în caz că mulți nu știți care e dropul la cufere, le avem aici. O să las link-ul în descriere după. Hai să vedem. Deci, cufăr de Halloween M, îs costumele. La bărbați. Bă, cred că și cu bonusuri pentru 30 de zile. Asta e cel mai mult timp. Numai atâta este de fapt. Cufăr pălării de Halloween. Astea încă nu s-au făcut. O să se facă, cred că în scurt timp. Dar pălările de Halloween ce au fost până acum. Plus s-au mai băgat. Vedem noi. Așa. Cufăr însoțitor bântuit. Ce dropare. Sigilii. Pentru 30 de zile. Un sigiliu. Care se face din 11 fragmente misterioase. Deci, la eventul ăsta avem posibilitate foarte ușor să ne facem mounturi, însoțitori. O să vedeți ce mai este de făcut. Deci, în primul rând, e cufărul. Ne dă cufărul și îl deschidem noi când vrem și avem însoțitor. Ai făcut 5 cufere, 5 ori 3, 150 de zile, ai mount. Așa. Sau... mount-ul, pardon, aici, ai însoțitor, mount la fel, cerberus și o pârlă, sigeliu dragon și ăsta, Orpheus, cu 60 de viteză de mișcare, pentru 30 de zile. Deci foarte, foarte mult și se face numai din 7 fragmente misterioase. Unul tot o să-i schis și o să văd ce o să-mi deie. Bun. Cufăr de bijuterii, hai că trecem un pic la lucruri mai serioase, chiar la chestii item shop. Un pic mai scumpe. Amuletele. Amulete, acadele, inele, licor înțelepciuni și licor creșteri. E cel mai slab drop. Se face din 23 de fragmente misterioase. Deci mi se pare foarte acceptabil că astea câte sunt. În general sunt cam... 130-140 de MD-uri. Bun. Iar ce mai acade au puterii care îți poate pica pentru 3 zile, nu 7 ca celelalte iteme. Bun. Următor, cufăr însoțitor din 15 fragmente misterioase. Aule, maimuță, păianjen, razador, nemere, bashido și executor, Nessie și mini Azrael. Bă, și ăsta e destul de avantajos, dar nu chiar foarte, foarte, că... Stai, din cât zi să făcea? Din 15? Din 15 faci altceva. Cufăr de șarfă, cum... Da, faci un cufăr de șarfă, că ăsta e mai greu pe joc. Deci din 9 fragmente misterioase, poți să iau o șarfă de maxim 10%, din câte știu, Lord Fina. Nobile, e cel mai mare clasă de aici, văd. E de 5%, de 1% și de 10%. Easy. Bun,
următorul. Cufăr, obiect, bijuterie. Talismane. Deci se face din 33 de fragmente, deja am plis la lucruri mult mai serioase. Cufăr roșu zodiac, cufăr albastru zodiac, floare elementară, 50 de bucăți, marcă gardian, pergament sferă și 1, 2, 3, 4, 5, 6. De fapt, ăsta te fac de talismane. Din 33 de fragmente să te scoți cu un talisman, după aia venit destul de ok, plus niște mounturi. Chestia că le poți deschide când vrei, deci asta e singurul foarte mare avantaj. Cufăr, carte însoțitor, hilt nori, cărțile însoțitor, toate, stai, toate, da, berserker, vânător, da, așa. Deci ca și celălalt cufăr, carte însoțitor, numai că se de la hilt nori și se face cu 14 fragmente, dar nu mi se pare că s-ar merita, mai bine să cumperi un cufăr normal și fragmentele să le strângi pe altceva. Care se poate face numai de la eventul ăsta, să nu ai acces și din altă parte. Lamele cu dinți pentru 30 de zile, cred că sunt numai astea. Din câte așa numai atâta, îi. Sau, stai un pic, origine voucher armă, dar voucher armă le ține o zi. Skinul obținut are o durată de 24 de ore și nu are bonusuri. Bun, da, a noastră îs cu, a noastră îs cu plus, deci 30 de zile plus bonus. Bun. Din 25 de fragmente. Iar o chestie care costă, câte-i vă, 300 de milioane, din câte știu eu, cam acolo e prețul la, la o armă de asta. Cufăr Core Dragonis, din 55 de fragmente, ce ne oferă. Core Dragonis Brut. Cel mai bun ar fi prețios, mystic, nobil, hai să zicem ce dropau. Ăsta nu merită, clar. Antic, legendar, cel mai bun. Da, legendar cel mai bun, nu mi se pare că s-ar merita. 55 de fragmente. Ok, Gaia Yudnori. Exact acela cu Vărgaia, 7 fragmente misterioase, nu merită, mai bine dai pe, hai zi, însoțitor și mount căsări generale, hai să vedem, ăstea mai avem două care ar trebui să și blană. 11 fragmente misterioase, cufăr misterios, cufere razator, jotun, nemere, gardă, melei, hidra și perle. Asta are nu s-ar merita. 7, 11 din alea. 11 fragmente. Asta este vedem la 11 fragmente. Cu un drop mai diversificat. Cele mai bune ar fi medalia noroc 7 zile, mănușă tâlhar 7 zile. Ce ar mai fi? Extindere inventar. Exod ai numai 1. Atâta. Ia, vrăjește, adaugă, atâta, deci nici asta nu mi s-ar părea că s-ar merita foarte mult. Deci, cele mai bune ar fi cufăr mount și însoțitor plus costume. Cufăr mount bântuit, care îți dă mount, îi 7 fragmente misterioase, nu e foarte mult de bătut pentru ele. Cred că însoțitor o să iau, dacă să văd cât joc la event, costă numai 11 fragmente. Chestia că îl deschid când vreau, nu? Mai ales dacă prind un sigiliu din ăsta. Stai așa. 15 mobi și 1,5 KPV. Pentru 30 de zile. Armere. Și la mount care ar fi cel mai bun? De fapt mi-aș lua pentru aspect numai. Aș lua dragonul. Da, dragon, așa-i. Dragonul. Un ca jumate și 20 mișcare, nu mă ajută bonusurile, dar nu. Nu, ce ca sigilile ia, să ai niște liliaci, amândoi adună itemele de pe jos, 5 pătrunzătoare și atâta cu critic, așa-i? Da. Și un ca jumate PV. Pom, 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 ce mai avem? Hai să vedem. Astral. Hai luăm unul din fiecare codă. Cap.
pionizat și ultimul, Shiver. Deci 15 mobi în care jumătate PV, ăsta e ăla blană. Ăsta e fără PV, crit, pătrundere și atac corporal sau fizic. 15 down efiție și magice în care jumătate PV, ăsta e ca și Kanu. Ăsta are ca și Kanu. Phoenix deja 50 bonus experiență și 15 atac magic și fizic și sigiliu Shiver. Un ca jumătate PV și 5 critică. Mai nu-i rău, mai ales că sunt niște chestii care tu poți să le faci de pe joc. Numai jucând, ne băgând bani. E un lucru care foarte benefic după eventul ce-a fost înainte în care altcumva nu merea numai cu medeuri. Ne-a dat ăsta din care facem chestii de pe item shop cu timpul nostru, fără să mai băgăm medeuri. Da, cam atât și pe video ăsta. Vă las link-ul de la Fragmente Misterios numai, că de aici aveți toate link-urile și vedeți și voi când se face și asta cu pălăriile, cu for de Halloween ăsta. Cât e, mă? 11 MD-uri. Fă acum costum de 30 de zile. Sper numai că-s cu bonusuri, nu, să nu șie fără. Conține un costum bărbătesc aleatoriu timp de... Ia, da, cu bonus. Perfect. 30 zile cu bonus. Ăsta e 160 de MD-uri. Un costum din ăsta. Python shop-ul meu mai tu de față. 160 de MD-uri din 11 fragmente din misterioasă. Mai faci încă un mount, iar încă 150 de MD-uri. Mă, aveți link-ul în descriere. În caz, eu am făcut video-ul ăsta să vă anunț că s-o pus aici. Atât de ăstea, no.